Domnule Gianu, când erați ministru al IMM-urilor, ați introdus în guvern, ați inițiat trei proiecte de lege. Unul dintre acestea este proiectul pentru Business Angel, persoane din afara societății care devin asociate prelumpări sociale din, din afaceri. Spuneți-ne despre ce e vorba în acest, în acest proiect de lege. Dacă facem referire la business angel, facem referire la investitori privați. În general, investițiile și în România și la nivel global din partea băncilor sunt mai dificile pentru mediul de afaceri, sunt mai dificile pentru startup-uri în particular, <coughs> pentru cei care nu reprezintă neapărat o garanție pentru bănci. Și atunci, Trebuie să găsim instrumente alternative de finanțare. Ori business angel, investitorii privați, cei care își riscă proprii bani, timpul lor în evaluarea afacerilor și așa mai departe, sunt investitori care se regăsesc o, în multe locuri din această lume. Dacă vorbim, de exemplu, numai de Silicon Valley, sunt sute mii de investitori privați care numai acest lucru fac. Dacă vorbim însă de Europa și în România în particular, aceste instrumente sunt încă instrumente exotice, să le numim așa, instrumente la, la început. Sunt numai o categorie de oameni, o categorie definită de, de oameni care fie au beneficiat de acest tip de finanțare, fie au intrat în legătură cu Business Angel în alte uh, părți ale, ale lumii. Și atunci au văzut cum funcționează acest tip de, de finanțare și au această apetență. Bun, să revenim <coughs> totuși pe melagurile mioritice, ca să zic așa. La noi, în România, există acest business angel? Angels? Da, există business angels, există oameni de afaceri, în special în domeniul IT, dar ei s-au uh, diversificat și în, în alte domenii. Spre exemplu, un food and beverage sunt în, într-o serie largă de domenii, dar, în general, business angels merg în domeniul IT, în domeniul cu o inovare mare, în domeniul cu o creștere spectaculoasă și, în general, sunt oameni care au câștigat din acel domeniu și care au apetență spre același domeniu. Ce le aduce lor această lege? De ce e nevoie de ea pentru ei? E foarte simplu. Astăzi, un om, dacă investește într-o companie, nu are niciun fel de facilitate. Pe lângă faptul că e un capital de risc, el își riscă proprii bani. Dacă există un câștig în companie, nu va câștiga mare lucru. Și atunci, vorbind cu investitori privați din România, dar foarte mulți și din Germania, din Marea Britanie, avem ocazia să avem o lege extrem de modernă, poate cea mai modernă lege la nivel global a Business Angels, prin care un om care își investește proprii bani are două tipuri de instrumente de ajutor. Pe de o parte, nu va plăti impozit pentru dividendele pe parcursul a trei ani de zile pe care le scoate dintr-o companie socială unde investești. în limita împrumutului pe care el l-a adus în, în companie sau primei de emisiuni, pentru că există două variante, iar a doua, de fapt, cea de substanță, e că atunci când își vinde părțile sociale un business angel, nu plătește impozit pentru vânzarea părților sociale. Gândiți-vă că dacă un investitor investește astăzi pragul inferior 3000 de euro și la vânzare peste 3 ani de zile vinde undeva câteva milioane de euro o companie din IT, acele milioane de euro nu sunt impozitate. Pentru investitorul respectiv, ceea ce creează o apetență numai în rândul investitorilor români care au un capital limitat. Da. Dar creează o apetență pentru a atrage investitori din zone ale lumii care au foarte mult disponibil financiar și nu mai au ce să facă cu banii respectivi. Coroborat cu faptul că România numai anul trecut domeniul IT a reprezentat 5,1% din PIB, a egalat agricultura a egalat agricultura, atenție, ceea ce e un lucru extraordinar, pentru că uh, IT-ul nu a beneficiat de miliardele de euro din fonduri Suvenții, europene, da. subvenții în agricultură. Singurul, uh, singurul cu instrument... Cu sunt bani privați sunt investiții private, sunt investiții din toată lumea, singurul avantaj în IT e faptul că angajații nu plătesc acel impozit pe salariu, ceea ce a ajutat foarte mult și după un număr de ani de zile s-a văzut ajutor. E, eh, gândiți-vă că avem investitori privați care pot să vină din Silicon Valley, din zona Chinei, unde sunt foarte mulți bani, din zona uh, țărilor arabe, unde sunt foarte mulți bani, din zona Germaniei sau din zona Marii Britanii. România poate să devină un hub regional prin astfel de instrumente de atragere a investitorilor. A spus uh, două <coughs> condiții esențiale. Să acorde cel puțin 5.000 50 de euro societății, și să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal acei investitori business angels? E vorba de firmă, nu de, nu de investitor. Da. Sunt două chestiuni noi. în Legea se află acum în Camera Deputaților, în Comisia de Buget. S-a scăzut pragul de la 5.000 la 3.000 de euro, pentru că investiția medie a unui business angel la nivel european e 2.500 de euro, atunci s-a scăzut și la noi la 3.000 de euro. Și s-a spus faptul că uh, companiile nu trebuie neapărat să dovedească sau să nu dovedească faptul că uh, au datorii la stat, ceea ce e un plus sau un minus. De asemenea, s-a cerut în comisia de buget și eliminarea acelei, uh, acelui prag maxim de 3 ani de zile al companiei mai că, în opinia mea, e vorba de companii startup Eu nu vreau să lăsăm plaja investițiilor de capital de risc sau acelos, acestor business angel către o companie care are 5 ani, 10 ani de zile. Ea e pe piață, are deja un, 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 un track record, să spunem așa, foarte bun. Nu trebuie neapărat. Pe mine mă interesează ce fac cu ideile inovatoare care au nevoie acum de investiție și care nu pot să atragă de la bănci. Ori dacă tu ești o companie de 5 ani de zile pe piață sau de 10 ani și nu reușești să iei un împrumut de la bancă, nu cred că trebuie să deschidem paleta asta al investițiilor și să le deturnăm de fapt statusul lor inițial. Business Angel înseamnă o companie, într -o, o investiție într-o companie nouă, nouă într-un startup. Însemnând primii 2 ani. 3 ani. ani. Primii 3 ani de zile. Da. Ori în Camera Deputaților s-a ridicat și acest aspect. Dacă ea ar trebui să nu există o limită maximă de vârsta companiei, să spunem așa, și dacă ea n-ar trebui să, sau ar trebui să aibă datorii la, la bugetul de stat. În România ați făcut un calcul câți investitori sunt disponibili să fie business angels? Uh, eu mizez pe câteva sute de uh, investitori. Dacă în acest moment vorbim probabil de 50-100 de investitori privați care fac acest uh, tip de business angel, dar mai mult ca o responsabilitate socială. Ei nu au niciun avantaj în a deveni business angel. Exact. Uh, ori, uh, spre exemplu, în uh, Silicon Valley sunt în acest moment 600 de fonduri de investiții. Numai, numai în acea regiune, ceea ce înseamnă Silicon Valley. Eu mizez pe câteva sute de investitori care să aibă apetență spre acest tip de investiție, și câteva sute de milioane de euro care să fie rostogolite, să spunem, în acest tip de, de investiție. Pentru că, încă o dată, investiția de care vorbim. Investitorul privat, ca și toate celelalte elemente, crowdfunding sau uh, uh, fondurile de investiții de capital de risc, reprezintă alternative, alternativele finanțării clasice, finanțarea prin bancă, care în acest moment arată că 98% dintre companii se autofinanțează. Deci 98% dintre auto, se, se autofinanțează, ceea ce, cum să spun, băncile nu dau seama ce așteaptă. Ce, ce vor să se... ce așteaptă și ce vor să se întâmple. Ori aceste tipuri de finanțări creează alternativa, creează echilibru ia, ia. Uh, în economie. România nu are totuși o experiență vastă în ceea ce înseamnă comportamentul investițional. Uh, ce vă face să credeți că se vor înghisui acești îngeri de business să investească nimeni mereu la fratele la început de drum în România? Păi am două argumente aici. Inovarea Ridicată pe care companiile românești o au, mai ales în domeniul IT, cum am spus, cifrele sunt 10, 5,1% pondere în PIB. Faptul că avem toți investitorii importanți, nu trebuie să le dăm neapărat nume, dar toți investitorii importanți din IT, de la investitori americani la investitori europeni sau asiatici. Faptul că avem companii românești care merg în străinătate, în Londra, în Silicon Valley sau în alte zone și atrag finanțări foarte importante. Faptul că anul trecut câteva companii din IT românești s-au vândut cu câteva zeci de milioane de euro. Vă amintiți anul trecut o companie românească care s-a vândut în Marea Britanie cu 50 de milioane de euro. Sunt foarte multe, faptul că apar foarte multe hub-uri. Există un hub regional foarte puternic în IT, în Cluj, în Iași, în București, în zonele universitare. <coughs> Apariția acestor hub și acestor ecosisteme de afaceri mă fac să fiu încrezător în toate aceste instrumente despre care vorbim. Bun, dar totuși, în ce măsură pot acești business angels să satisfacă în mod real nevoia de finanțare a startup-urilor românești? Pentru că, așa... Finanțări. știți cum e? Cre creăm, creăm cadru creăm nu e, nu e de ajuns un instrument business angel nu va rezolva problema finanțării în România însă eu am spus și o repet în mod constant dacă România vrea să fie competitive, competitivă cu alte economii dezvoltate trebuie să avem toate instrumentele la dispoziție nu pot să Alergii pe o pistă de atletism, în papuci, alături de cineva care a alat, alergă și ieși antrenat cu tot echipamentul sportiv de care are nevoie. Cam asta e comparația. Nu cred că un instrument cum e Business Angel va rezolva problema finanțării. Dar dacă avem Business Angel, crowdfunding, incubatoare acceleratoare, instrumente de seed funding. Fondurile europene le folosim tot spre acest tip de, de finanțare, cum spunea și doamna Corina Crețu, și eu o spun de un an de zile. Haideți să ne îndreptăm din, din acea zonă granturilor europene spre o zonă a împrumuturilor europene. Financiare. Instrumente financiare. pentru că instrumentele financiare ce fac? Ele sunt de tip revolving, banii se întorc. Ori, dacă aleg să ajut punctual o companie, acolo am îngropat banii respectiv. Ea se va dezvolta punctual. Dar, dacă aleg să-i dau un împrumut, e, pe, pe de-o parte, îl responsabilizez mult mai mult pe acel întreprinzător, pentru că el trebuie să știe, el știe că trebuie să facă business-ul serios ca să uh, returneze împrumutul, și atunci, în mod constant, banii mi se întorc și ajut în mod continuu și alte companii. Acesta este instrumentul uh, care, de fapt, aduce plus valoare în, în economie. Mă estimați că va fi, totuși, adoptat de Parlament. Sper. Eu am lansat deja niște termene care au fost depășite deja de o lună de zile, săptămână de săptămână se află pe agenda comisiei de buget. Haideți maxim să lansăm un, un termen ca maxim un an, oh, un an doamne, o lună de zile, o lună de zile să avem această lege de adoptată de și activă, da.